Am promis în 2019 că voi sprijini numirea Laurei Codruța Căveșii ca procuror șef al parchetului european. Când am ajuns în Parlamentul European, am găsit negocierile pentru această poziție blocate. Laura Codruța Căveșii era pe lista scurtă și candida împreună cu un alt contracandidat francez. M-am folosit de influența mea în Parlamentul European, de contactele cu liderii politici francezi, cu colegii mei francezi din grupul politic pe care l-am condus și am reușit împreună să o ducem pe Laura Codruța Căveșii ca fiind în pole position pentru a ocupa această funcție. Astăzi, Laura Codruța Căveșii este procurorul șef a parchetului european. Au început deja parchetul european să cerceteze mai multe dosare de corupție. DNA-ul european este astăzi activ. Niciun hoț de fonduri europene nu va mai putea sta liniștit, dat fiind faptul că avem această instituție care funcționează. În mai multe rânduri, în Parlamentul European, am sprijinit parchetul european condus de Laura Codruța Căveșii pentru a obține finanțarea de care are nevoie ca să funcționeze, pentru a modifica diferite acte legislative europene pentru ca acest parchet european să poată să-și facă treaba. Permiteți-ne să continuăm această activitate, combaterea corupției și protejarea bugetului european pentru ca banii europeni să ajungă la oamenii cinstiți, e în continuare o prioritate. Sunt Dacian Cioloș și conduc lista partidului Reper la alegerile europarlamentare.